Am sărbătorit învierea Domnului, am avut și o sărbătoare de suflet, Paștele Blajinilor, care a întors la baștină mii de copii duși prin lume. Vă mulțumesc la toți pentru posibilitatea de a vă aduce în această zi de suflet 9 mai felicitări și speranțe, cuvinte de consolare a celor ce au pierdut pe cei apropiați și multă sănătate vouă, veteranilor care sunt astăzi cu noi. Noi, generația care n-am știut coșmarul războiului, suntem în veșnică datorie față de dumneavoastră, cei cu prețul propriei vieți ați adus liniștea și pace pe pământul nostru mult suferitor. Regretăm mult pentru pământenii noștri care au căzut pe câmpul de luptă și s-au găsit liniște de veșnicie pe pământuri arse de război a Europei. Câți din ei nu s-au văzut copiii care încă nu se născuse? Generația a rămas orfană din cauza războiului, a avut greutățile ei. De a crește fără de tată, de a ridica țara din ruini. Aceste poveri grele cu foame, sete au adus familiile învăduvite, rămase ca niște flori fără de viață. Aceste sentimente de suflet, reculegere, durere adâncă despre care noi ne amintim. Vreau ca generațiile în creștere să le simtă cu toate firitele sufletului și să le transmită copiilor lor. Să nu se uite nimeni și nimic să nu fie uitat. Ați meritat mult mai mult decât ați primit pe parcursul vieții. Stimați veterani, se răresc rândurile dumneavoastră și de răros pentru cei apropiați. Mulți dintre prietenii dumneavoastră sunt în lumea celor drepți. Dumnezeu să-i odihnească. Permiteți-mi să comemorăm memoria celor căzut pe câmpul de luptă printr-un minut de reculegere. Vreau să vă doresc în primul rând sănătate, susținerea celor apropiați, bucurie și liniște sufletească pe parcursul vieții dumneavoastră. Și cu această ocazie, în acest context de mulțumire, sper că din partea tuturor celor prezenți la această frumoasă ceremonie să aducem un omagiu de amintire și binecuvântare celor tineri care au luptat în Afganistan, să le dorim prosperare, sănătate, bucurie de la cei apropiați. Iar celor căzuți în luptă să le fie țărâna ușoară și Dumnezeu să-i odihnească. Cine știe cum ar decurge sărbătoarea de astăzi dacă tinerii moldoveni nu și-ar apăra integritatea țării în conflictul armat de pe malurile Nistrului. Sunt apreciați pentru acest act de eroism și dragoste față de plaiul natal. Vă mulțumim tuturor pentru pacea readusă în țară. Avem toată speranța în viitoarele generații și nu ne îndoim că dumneavoastră veți fi o pildă pentru ei. Să fiți sănătoși! Onorată asistență! Permiteți în meeting-ul dedicat zilei victoriei și comemorării ostașilor căzuți să-l declar deschis. Se oferă președintelui raionului Telenești, domnul Boris Burcă. Stimați veterani celor de-al doilea război mondial, stimați participanți la războiul de pe Nistru și războiul din Afganistan, onorată asistență. Dumnezeu a lăsat un teritoriu determinat fiecărui popor pe
pentru ca să trăiască, să crească, să se dezvolte și să-și creeze pe el cultura sa proprie. El, acest popor, este în drept liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale sale în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Aceste drepturi la fiecărui popor, care le ies din regulile omenești și dumnezeiești, sunt oglândite în legea de bază fiecărui stat care se numește Constituție, în anumite convenții și tratate internaționale. Dar, spre regret, deseori aceste convenții și tratate sunt încălcate de anumite țări, sau mai bine zis de conducători acestor țări, și care declanșează război împotriva altor popoare pentru a ocupa teritoriul și pentru a-i subjuga. În alte cazuri, inițiază anumite conflicte în teritoriul altor țări, în scopuri geopolitice și geostrategice. Numai în secolul trecut, pe pământ au fost declanșate două războaie mondiale, sute de războaie și conflicte locale în care și-au pierdut viața sute de milioane de oameni și s-au pricinit enorme pagube materiale. Cel mai sângeros și mai devastator a fost cel de-al doilea război mondial, anii 1939-45, declanșat de Germania fascistă în frunte cu Hitler împotriva omenirii. Război în care au participat bunii și părinții noștri, o parte dintre ei încă mai sunt astăzi în viață, unii sunt cu noi alături aici astăzi. După terminarea celor de-al doilea război mondial, când a fost distrus fascismul, când s-a calculat pierderile umane și materiale, se credea că omenirea nu va mai permite declanșarea altor războaie și conflicte, dar n-a fost să fie. Duhul rău bântuie printre oameni și provoacă la fapte rele. Așa s-a întâmplat în aprilie 1989, când Uniunea Sovietică a declanșat un război anti-uman împotriva poporului afgan, în care și-a pierdut viața sute și mii de oameni, nevinovați printre care și pământenii de-ai noștri. Apoi, în primăvara anului 1992, când anumite forțe mărșave din mica noastră țară, susținute de anumite forțe de Rusia, au declanșat un conflict armat de pe Nistru, în care și-au pierdut viața mulți oameni nevinovați și care până astăzi acest conflict nu este terminat și că a rezultat teritoriul din partea stângă a Nistrului a Republicii Moldova nu este controlat de autoritățile de la Chișinău. Stimați veterani ai celor de război mondial, stimați participanți la războiul din Afganistan și conflictul din pe Nistru, din partea noastră celor prezenți, din partea tuturor locuitorilor raionului Tilenești, vă salutăm, ne închinăm în fața dumneavoastră, mulțumim Domnului că sunteți între noi, vă dorim sănătate mulți, mulți ani înainte, bucurii de la copii, nepoți și strănepoți și să vă promitem că noi vom face tot ce depinde de noi pentru ca cele dorite să vă se împlinească. Dumnezeu să odihnească în pace pe cei căzuți în lupte și pe cei veterani decedați după războaie. Onorată asistență, după cum se cunoaște din istorie, toate războaiele, toate conflictele întotdeauna au fost inițiate nu de poporul de rând, dar de oamenii, de conducătorii statelor, care la rândul lor au fost aleși de același popor. Deci pacea între popoare depinde de noi, de cei care alegem. De aceea trebuie să analizăm munițios programele celor pe care alegem, să ne lămurim în personalitatea lor, ca să nu dăm greșit, pentru că până la urmă suferim noi cu toții. Stimați veterani, onorată asistență, astăzi nivelul de viață al nostru încă nu este cel pe care ne-l dorim. Salariile, pensiile, indemnizațiile nu ne satisfac cerințele. Dar totodată trebuie să recunoaștem că în ultimii 2-3 ani situația încetul cu încetul se schimbă spre bine. 2 ani la rând Republica Moldova